Salutare și bine te-am regăsit la un alt video din seria celor 365 de videouri pe care urmează să le fac în decursul unui singur an. Adică câte un video în fiecare zi. Videoul de astăzi aș vrea să vorbesc despre a mânca sănătos. Dar ideea e că nu vreau să vorbesc exagerat de mult despre acest lucru, ci vreau să punctez un singur aspect pe care majoritatea oamenilor îl fac greșit, pe care și eu l-am făcut greșit, și anume ce mănânci în pauzele scurte. Ideea este că până în momentul de față, ori de câte ori participam la un eveniment, în pauză mâncam Snickers, beam cola, mâncam sandwich-uri sau chipsuri sau indiferent ce găseam în acel moment pe lângă acel local unde era restaurantul sau ce găseam în incinta restaurantului. De obicei nu găseam mâncare foarte, foarte sănătoasă. De data aceasta am luat decizia să particip la un eveniment acum la ora 8:40 dimineața, da? Și bineînțeles nu am putut să mănânc foarte, foarte mult, însă știind că mă duc la un eveniment care durează aproape 6 ore, am spus că cu siguranță voi avea pauze scurte și am ales să iau alături de mine într-o pungă câteva lucruri sănătoase ca să pot să mănânc eu ceea ce aleg să mănânc și nu ceea ce îmi este la îndemână să mănânc. Ok? Eu am ales un măr, o banană și morcov. Ok? Pe lângă acestea probabil o să mai iau apă sau ceva de la local, însă îmi iau ceva ce 100% este sănătos ca să pot să am energie în timpul seminarului și să nu fiu obosit și să nu adorm și să nu pot să nu mă concentrez. Da? Deci alegeți voi ce să mâncați și să nu vă fie rușine să luați o gustărică cu voi în pauză. Dacă nu puteți să luați legume sau fructe sau ceva de genul acesta, puteți măcar să luați un pumn de migdale, da? Puteți să luați migdale sau ceva de genul acesta ca să mâncați, dar măcar luați ceva sănătos și alegeți voi ce să mâncați și nu mâncați ceea ce vi se pune la dispoziție. Vă salut și ne vedem în videoul de mâine. Pa, pa!